Mi-e dor. Mi-e dor de dragii arpășeni, de firea lor de ardeleni, de satul meu mă țin cu dinții, căci în pământul lui îmi sunt părinții. Obiceiul cetelor de feciori din țara Făgărașului este un obicei străvechi. El datează din anul 1765. La noi în sat se mai păstrează și astăzi datorită tinerilor și bătrânilor acest obicei. Ceata își începe activitatea în ziua de Sfântul Nicolae și durează pe toată perioada sărbătorilor până la Sfântul. În ajunul Sfântului Nicolae, seara, feciorii merg prin sat la oamenii pe care îi cheamă Nicolae și îi pușcă, se spune pe la noi. Iar respectivul îi primește în casă și servește cu vin, rachiu și gogoși de tuxtă. În dimineața zilei de Sfântul Nicolae, la gazda cetei se adună femeile și fetele și ornează grâul care trebuie dus de fecior la biserică. Această sfântă sărbătoare să vă aducă în viață bucurii, credință și multă liniște. Să fiți binecuvântați! Apoi feciorii pleacă cu toții spre biserică să ducă grâul fața altarului ca să fie sfințit. În frumoasele lor costume populare, feciorii asistă la slujba de Sfântul Nicolae. Aici iau cunoștință de toate minunile făcute de Sfântul Nicolae în viața lui. Ce se iese din biserică, se face joc mare, afară, în care joacă învârtita și hațegana. Satului Arpașul de Jos și vă invit în țara Făgărașului să descoperiți obiceiurile și tradițiile strămoșești.